comori ascunse. Pe urmele starețului arhimandrit Rafael Bodil. Cel mai mult m-a impresionat la părintele atitudinea lui de ascultare necondiționată față de autoritățile bisericești superioare. Noi cunoaștem că fiecare candidat la tunderea monahism exprimă, depune voturile monahale, iar între aceste trei voturi monahale, unul ar fi ascultarea necondiționată față de superiorii mănăstirii, față de superiorii bisericii. Ori Părintele Arhimandrit Rafael, acest exercițiu al ascultării față de Sfânta Biserică îl îndeplinea deosebit. Și această calitate sufletească, această virtute a ascultării, Părintele o arăta ca și pedagogie pentru noi toți. Odată s-a venit el, nu știu ce, dar eu așa am presurat o zare. O, mă doare! Ce doare? Așa am spălat. Știi, dacă îi narușești ceva, aici ți-i zăpunul. Te jucheți de chele și îi bat cu sale. Duște jălui. Rană n-ai să ai. Și așa a fost până la moarte. Din cuvântul nostru nu a ieșit. Numai atâta l-am scăpat să călgărit. N-am avut probleme cu dânsul la școală, nici. Nu mi s-a jăluit nici învățători pe dânsul. El tare frumos scrie, el toate lecțiile învăța. Din 4-5 nu a ieșit. Dar 4 era mai tare la franceză și la limba rusă. S-a auzit Filaretcu a făcut o prostie. Oare, Doamne ferește, s-a auzit Filaretcu a primit un 3. Nu l-a bătut, dar nu m-au vrăit. Dacă așa s-a dat, pe dânsul l-a așa dat aici, dar el pe scaun. Tu du-te afară, lasă, ție nu trebuie aici. Noi bărbați suntem, noi avem de vorbit. E seama ce faci, tu ești băiet, să nu spui minciuni și să nu te iei de mână cu bețiri și cu alți copii. Râvna și faptele tânărului dascăl n-au rămas neobservate de înalt preasfințitul Serapion, care ținea mult la cei ce doreau să urmeze calea monahală. În anul 1988, la 25 septembrie, în Biserica tuturor Sfinților din Cimitirul Central din Chișinău, a fost tuns în monahism cu numele Rafael, în cinstea Sfântului Arhanghel, iar a doua zi a devenit ierodiacon, ca în următoarea, pe 27 septembrie, să fie hirotonit preot. Comorile sufletului său ales și dorința aprinsă de rugăciune l-a determinat pe mitropolitul Serapion să-l binecuvânteze pe tânărul ieromonah să citească rugăciunile Sfântului Vasile cel Mare. După o perioadă de 40 de zile de slujire, i-a fost încredințată biserica din satul Nicoreni, unde ia harul preoției și începe o nouă viață de slujire dumnezeiască. Întrebarea răspunsă a Sfântului Ioan Gură de Aur, ce putere poate fi mai înaltă decât harul preoției, se manifesta pe deplin în lucrarea preotului Rafael. El a cunoscut prețul și puterea acestui dar, care l-a îndemnat să lucreze zi și noapte pentru suflete rătăcite, pe care să le aducă, în haine de nuntă, în turma lui Hristos. Din mărturiile celor care l-au cunoscut în acele timpuri, transpare multitudine de daruri cu care a fost înzestrat. Darul clar viziunii, smerita cugetare și jertfirea de sine în rugăciune, de acestea era plin sufletul tânărului dascăl, față de care nimeni nu putea fi indiferent. M-am cunoscut cu părintele Rafael, fiind încă tânăr de tot, în vara anului 1982, eu de cum eliberat din armată numai, cu recomandarea părintelui Pavel Paiul, am plecat la Sergiev Posad, pe atunci se numea Zagorsk, ca să dau actele să învăț la seminarul teologic din Moscova.
Prima oară am plecat în Moscova, în oraș mare, necunoscut. El mi-a descris cum să ajung la metro mai departe, cu care tren mă duc până acolo. Am ajuns eu până în Zagorsk, cum atunci se numea. Zagorskul este amplasat pe așa două dealuri și Lavra stă pe un deal, gara de trenuri de pe alt deal. Când m-am coborât din tren, plecând spre Lavră, că pe jos mergem acolo un kilometru și jumătate, era o zi însorită, cu soare, cu polile cele de aur când au lucit, mi s-a părut că sunt nu pe pământ, dar în cer. Am ajuns la Lavră, limba cunoșteam, mai mult pe nimeni nu știam acolo. Noi eram trei băieți de aici împreună, am plecat și ne-am întâmpinat pe noi. Trebuia să ne întâmpine o persoană care părintele a organizat, dar ceva el s-a reținut. Ne-a întâmpinat pe atunci încă Iurii Bodiu, nu era preot, era student în anul 3, absolvise anul 3, era student în seminar. El ne-a întâmpinat, a auzit graie moldovenesc, de unde sunteți băieți, cum, cine, și iată așa prima noastră cunoștință. El ne-a dus de acum în încăperele seminarului, unde prima ce a făcut, am lăsat noi bagajele, și ne-a dus la moaștele cuviosului Sergiei de la Radoniș. El acolo se odihnesc în Lavra Sfintei Trăimi. Ne-am dus încolo, ne-am închinat și cuvintele lui așa mi-au rămas în memorie. Spune, voi vreți să intrați la seminar? El așa vorbea, eu nu știu cum. Voi vreți să intrați la seminar? Desigur, dacă am venit încoace vrem. Ia ca aici, în fiecare dimineață, la molebin să veniți. Dar la Sfintele Moaște se săvârșea molebinul la ora 5:20 se începea zilnic. Cam aproape cât l-am cunoscut eu acolo cât a fost, cam în fiecare zi el se ducea la molebin. Aici, la molebin, să veniți să vă rugați și el să vă ajute. Cu rugăciunile cuviosului Sergiei și, evident, cu binevoința lui Dumnezeu, am reușit și am intrat în anul acela. Și mai departe s-a legat cunoștința noastră mai strânsă cu Dumnezeu, anume din acel motiv că acolo erau încăperele unde trăiau studenții mari. Camerele erau pentru 15, 20, 25 de băiați. Și eu am nimerit să fiu într-o cameră cu Iurii Bodiu. Un an de zile am trăit împreună cu dânsul în cameră. Și iată, asta ne-am prietenit foarte mult și ne-a legat chiar pe viață. Cursul 2 a trecut deodată. Da. El a avut să și intre a treilea, dar el nu a vrut. El a dat examenul și la curs 3. A zis, Bodiu, dacă vrei, rămâi la curs 3, dar el ce nu. Eu mă cobor la cursul 2, curios în religie, să o văd la A până la ea. Eu vreau să știu tot. Dar așa eu, dacă intru în cursul 3, eu de-am începutul nu știu nică. Elevul Iurie Bodiu era aprins de o mare râvnă de a urma calea preoției, fiind mânat de dragostea față de cei din jur, dar și de durerea pentru poporul depărtat de Biserica lui Hristos și, deci, de calea mântuirii. Astfel, după serviciul militar la Cernăuți, în anul 1979, ia calea spre Zagorsk, fiind condus de părinții săi, Filaret și Maria Bodiu. Mărturiile celor care i-au fost în preajmă ne uimesc. Iurie Bodiu a fost un elev care întotdeauna își punea speranța în Dumnezeu și în ajutorul sfinților și se distingea printr-o evlavie deosebită față de Sfântul Serghie de Radoneș. Avea o dragoste aparte față de scrierile sfinților părinți, pe care le citea și noaptea cu lanterna sub plapumă. Un elev care a știut prețul ascultării, moștenind această comoară duhovnicească de la părinții săi. Ascultarea a fost virtutea care i-a marcat și viața de seminarist, pentru care duhovnicul Lavrei, preotul Kiril Pavlov, avea o deosebită dragoste față de el. Pelerinajele pe la locurile sfinte, în perioada vacanțelor din anii de seminar, discuțiile cu mai mulți cuvioși cu viața sfântă, l-au determinat să aleagă calea monahală, chiar dacă era un singur copil la părinți. El foarte iubea rugăciunea. Iată, de când l-am cunoscut, într-adevăr, era un băiat cu rugăciune pe buze cam permanent. Zilnic el frecventa molebinul la cuiosul Sergiei. Rar foarte era când el lipsea de la molebin. Dimineața se scula, mă trezea și pe mine anul întâi și cu plăcere ne duceam împreună. De era ploaie, de era frig, cu toate că trebuie de mers încolo pe afară, ne ducem la molebin zilnic. A doilea moment, mi-a rămas în memorie de dânsul, el foarte iubea cărțile. Permanent, când avea timp liber, după
lecții, la noi se terminau lecțiile la 2:30, de la 2:30 până la 3 era masa, de la 3 până la 5 avem timp liber, care să ne mai pregătim ceva. Fiecare timpul lui își folosea cum s-o cotea. El mai mult timpul acesta îl petrecea în bibliotecă. Și când deja vine ora 5 seara, care iar să fim la lecții pregătitoare pentru a doua zi, el venea cu teancuri de cărți așa permanent. Teancuri de cărți la dânsul erau permanent și în camera unde locuia și în auditoria lui. Era regim foarte strict atunci în seminar. La ora 11, gata, luminile se stângeau toate, toți se culcau. La 10, înainte de asta, era rugăciune de comun în biserică toți. După aceasta, ne mai se dea jumătate de oră care să ne aranjăm și la 11, gata, se stângeau luminile toți la culcare. Ca la ora 7, iar din nou toți să ne sculăm. El, cu aceste cărți multe care le avea, nu dovedea să le citească ziua, avea o lanternă la el și când se stângeau luminile, trăgea oialul pe dânsul și cu o lanternă sub oial citea până la ce oră, când și cum, când poate și toată noaptea, dar permanent era cu cărțile în mână. Vacanța care o petreceam, era scurtă vacanța la noi, o lună avem vara și 2 săptămâni iarna, că iarna în aceste 2 săptămâni majoritatea nici nu plecau pe acasă, pentru că drumul care treau mai departe, drumul îți făra 2 zile încolo, 2 înapoi cu trenul dacă te duceai și timp aproape nu era. Dar la dânsul ce era, el vacanța de vară se străduia să viziteze altele mănăstiri și avea așa o atracție, anume unde auzea că este un preot cu de o viață duhovnicească mai înaltă, el încolo se ducea. Prin munții din Caucaz a fost deseori, prin altele mănăstiri și vinea și povestea acolo, așa stareț este în limba rusă, stareț, asta preot duhovnicesc. Tam, tăcoi stareț, tam, tăcoi, am vorbit cu acela, am vorbit cu acela, uite ce spune el, uite ce el tot timpul, și se străduia să țină legătură aceasta cu acești preoți duhovnicești, care nu numai atunci când era student, dar aceasta pe parcursul vieții întregi a lui, eu o știu de la dânsul, că el permanent avea o legătură strânsă între acești preoți duhovnicești, așa numiți stareți în limba rusă sau ava în limba greacă. Am spus că el avea unele stranități în comportamentul lui, dar totodată avea ceva în trânsul așa că el atrăgea lumea în jurul lui. Chiar noi, studenții, convorbind cu dânsul, nu știu cum, ne atașam de vorbele lui, de dânsul ne atașam. Parcă era o persoană care ți-ar pune un umăr de sprijin în orice întrebare care eu puneai. Iată aceste impresii mi-a lăsat el mie din tinerețele mele, din primele noastre cunoștințe și acel an care l-am petrecut cu el împreună în perețele seminarului teologic din Moscova. Studiile la seminarul din Zagorsk, aflat actualmente în cadrul Lavrei Sergiev Posad de lângă Moscova, i-au prelejuit întâlnirea tânărului seminarist Iurie Bodiu cu viitoarea călăuză duhovnicească Kiril Pavlov. Părintele Kiril a fost unul dintre pilonii ortodoxiei din Rusia, fiind și duhovnic al întregii obști monahale și al patriarhului de atunci, Alexei al II-lea. Arhimandritul Kiril Pavlov era o fire blândă, smerită, plină de răbdare și de dragoste necondiționată pentru întreaga lume. A participat la luptele de la Stalingrad, unde, pe ruine, găsește o evanghelie mică, de care nu se mai desparte până la sfârșitul vieții. Părintele Kiril Pavlov, fiind un exemplu viu de slujire și de jertfire, devine stâlp de sprijin și tată duhovnicesc pentru viitorul stareț al mănăstirii Nicoreni. Părintele Kiril Pavlov, arhimandrit, deja când eu am venit încolo, el era arhimandrit cu mulți, mulți ani până la asta primise rangul acesta de arhimandrit. El era duhovnicul atât a călugărilor din Lavră, atât și era duhovnicul a tuturor studenților din seminar și din Academia de Moscova. Toți noi ne spovedeam la dânsul, regulat posturile și după necesitate ne duceam și mai des. Prima a mea mărturisire la părintele Kiril am fost dus tot de către părintele Rafael. Am auzit foarte mult de părintele Kiril. Eu sunt din Sankt Petersburg, mai mult acolo am fost, puțin cunosc despre el, dar ceea ce cunosc, știu că era omul lui Dumnezeu.
Știu că era cel care avea un dar deosebit de rugăciune și știu că ucenicii lui în toată lumea au fost îmbogățiți de Părintele Chiril și le-a dat o zestre deosebită. Așa cum tata și mama, când însoară băiatul sau mărită fata, îi dau ceva o zestre, Părintele Chiril n-a rămas de dor nimărui, le-a dat întotdeauna în zestre harul lui Dumnezeu, harul rugăciunii, harul de a face fapte bune pe fața pământului. S-a început postul Sfintei Marie, eu încă abiturient numai atunci, și el în post zice, cădem la mărturisire la Părintele Chiril. Mi-a lăbărit cine Părintele Chiril, eu nu l-am cunoscut până atunci, și atât el m-a dus prima dată la dânsul, a intrat el, era o chelioară unde el pe rând intram acolo și ne spovedim. A intrat Gheorghii Bodiu, s-a spovedit după dânsul, am intrat eu. Asta a fost prima mea spovedanie la Părintele Chiril, duhovnicul nostru, care a fost pe parcursul toți anii, 8 ani cât eu am fost acolo, el mi-a fost duhovnicul meu și după aceea am sunt legătură cu el până când l-a țintuit boala la pat cu Părintele Chiril. Multe am întâlnit cu dâns, fiindcă el dacă era, nu era, era tânăr, adică nu era până la călărie, nu era însurat, el nu mă gândul de biserică, avea și azi. Și de multe ori când slujăm slujba, după slujbă, el nu m-a luat binecuvântare, părinte binecuvântează să mă duc la Zagorsk, la Arhimandritul Chiril, era duhovnicul lui ea. Să vede că el foarte era sub ascultarea lui Părintele Chiril. El când a auzit de Părintele Chiril, el plângea și când a trecut din viață, foarte era scârbit el că s-a dus duhovnicul lui ea. Dar eu aș zice că e un mare ajutor a fost Părintele Chiril, că l-a durat un tată duhovnic care o s-a stăruit toată vremea. A fost duhovnicul și au apelat adânsul toți cei care au simțit că din inima lui, din sufletul lui, izvorăște un dar de milă și ajutor în zidirea sufletească, în izbăvirea de păcat. Vreau să spun un alt moment. Părintele Rafael, de prin timpurile celea, avea o deosebită atracție către viața monahală. El foarte mult dorea să devină călugăr. La început eu nu știam problemele care le are, dar pe urmă au devenit vădite aceste probleme. El era unicul la părinți. Îndeosebit taică său, nici nu vroia să audă că el se încălugărească. Tradițional, anul 4 de cumă de seminar, anul de absolvire, cam toți studenții se străduiau să-și aranjeze viața. Care se căsătorea, care primea călugărie, primeau preoție, diaconie, ca de acolo se iasă gata deja aranjat, pentru că era mai complicat în acele timpuri sovietice ca să primești și preoție și diaconie prin alte locuri, prin eparhie. Era persecuție mare. Și de ce ei se strădeau de acolo să iasă deja stabiliți, aranjați? Părintele Rafael, în primăvara anului, deja 1983, anul lui de absolvire a seminarului, a depus cererea pentru călugărie în Lavra Sfintii Treimi. Și această veste a ajuns la părinții lui acasă, au fost înștiințați. Peste câteva zile, depune cererea și acolo trecea o perioadă de timp în ce s-a accepta cererea, ce e sau nu s-a accepta, să mai studia ce prezintă persoana, ce viață duce. Peste câteva zile a venit taică-său încolo. El știa, cam simțea că îl așteaptă probleme dacă a venit taică-său și se ferea, se ascundea de el. El întreba de băieți unde să-l găsească, nu-l putea găsi. Și s-a dus direct la rectorul. S-a prezentat cine el, iată eu am venit la feciorul meu, nu-l pot găsi, deci acum nu-l puteți găsi, este la noi, acolo și-l chemăm. Și el în birou la rector acolo stând, a trimis pe cineva din serviciu care e acolo să-l cheme la rector, l-a chemat, el vine și numai a pășit pragul în birou la rector, taică său s-a ridicat și când a început a bate, dar așa crunt, rectorul s-a speriat, a chemat băietul de serviciu care stătea în anticameră să-i despartă. Îl bătea cu mâinile, cu picioarele. Tu cui mă lași pe mine? Eu pentru ce te-am crescut? Nici de cum nu vrea nici să audă că el să devină călugăr.
El își spunese nădejdea în unicul copil care îl avea, că el să-i ducă grijă la bătrânețele lui și toate așa. Și iată, într-așa mod a fost stopată cererea lui de a primi călugărie acolo, pentru care el regreta foarte mult, foarte mult. Mi se împărtășa atunci cu unele gânduri că eu am să mă duc în munții Caucaz, nici n-au să știe unde sunt eu, am să fiu acolo, eu totdeauna să devin călugăr, dar se vede că Dumnezeu l-a chemat în alt loc. După absolvire, el s-a reîntors în Moldova și aici s-a stabilit la bun început ca dascăl. Pe urmă, de cum în timpurile când era la noi mitropolitul Serapion, a fost uns în călugărie și în foarte scurt timp din călugărul Rafael a fost hirotonit în ierodiacon, ieromonah și în foarte scurt timp a devenit arhimandrit. Părintele a trăit la început când el a venit dascăl în Chetrosu, a părăgea toatre, bubunici. Și chiochea grăchină, hai să luăm, că el n-are pe nimeni și a vrut ca să-l iei și ca de suflet. Ei și părinți avea, mama și tata și întolocănești. Și da, nu s-a întâmplat avarii cu dânsa, amândoi au murit. Și tot vine și lua pe băietul meu clasa a patra, dar se teme, cam fricos băietul și mai ales el cu barbă era și lua pe Vasile eu și ai Vasile cu mine, că eu mâine însă am praznic și dacă el vine de la praznic cu o bomboană, cu ei, ca copilul și se de cu dânsul și când acolo, da, mă zice, mă, ta ai atâtea casa aici, dar saraiul nu era acolo, camera și aia gata, țineam pentru dughitoase. Dar el zice, haide să facem o leac de reparație aici și prinește-mă pe mine aici. Își dascăle, unde șadă vaca într-o cameră și mă ta. Nu vreau eu în casă. Și a scos tăt din sărai și a îngolit tăt. Și el s-a pus a lui și a fost analogul, iconiță. Părintele era dascăl aici și nu erau cărți cu mama ea. Dacă găsă o carte care trebuie lui, rugășiuni care trebuie să roage, pe că vine la noi a fost și fotografia tăti foile care trebuie cu rugășiuni și fășie fotografii din cărți. El ce țacă în ei? Țacă, dai bună mâncarea mea? Bună, n-aș dascăle, dacă îți flămândă, e tătă-i bun. Dar el ce așa îmi pare bine că mă lauți, ei, te laud, chiar e bună, că ne-a mâncat și așa era o mângâiere, știi, că când el era ca un copil. Eu îl mângâiem și eu lucrat. Lua un cachiola și îi ție Vasile la băietă, azi ne ceam la pește. Așa iubesc să ducă la pește, așa la împlea cachiolul și ala care îl spune, cu râme, jernișor de ăștia. Și mai turna o leacă de apă, și e bucuros că a să aibă cu și prinde pești. Ei, Doamne, Maica Domnului, zic, a prins doi lătăuși aici și încă l-a mai pus pe Vasilică să-l aduc acasă. Și i-a dus mama acasă. Azi că o hrâne mâța dacă... Nu, să fășeam o uca. Trăie ghine cu bărbatul meu. Și el a văzut că el are fotoaparat. Aparat de fotografiat, că nu a intrat în casă la noi și el a spus, tu nu poți să mă ajuți pe mine să-mi faci niște fotografii din cărți, fotografiem cărțile, el a spus, da ce nu? Și că îi stăteau în casă și făceau fotografii, adică de pe cărți, cu rugășiuni care trebuiau lui, mai calitativi, și le-au luat și astea au rămas la mine și că s-a îndit zile de atunci, adică când s-o pastrat, eu mă temem să fac ceva cu dânsului ca și rugășiuni. Și nini erau plăcuți cu rămas la mine. Când eram eu bolnavă, nini au stat rău, am fost foarte bolnavă eu. Doctorul n-aveau și-mi faci. Și părintele venea și se ruga împreună cu părinții Nia, se rugau la mine în casă. Eu ședeam chiar lată la pat, eu nu mă puteam ridica deloc. Și el venea și se ruga, și apoi se ruga, ce poți te ridici? Și eu îi spuneam că până și nu, de el zic, stărui, te să vii măcar la masă, ca să citesc pe cap. Pe urmă, eu am început a căuta rugăciuni și am găsit niște rugăciuni la un om bătrân la noi în sat, din, să zici, partea și de sat la Bărtăreasca. Am scris așa câteva rugăciuni, care părintele m-au binecuvântat atunci și eu
pe rugăciunile astea și cu ajutorul lui, clar că el mult s-a rugat pentru toată lumea și pentru mine. În ce stare eram eu și m-a ridicat din patul de boală și eram eu. Ia că așa, am ajuns noi așa ajungem la părintele, când era dascăl, numai prin greutăți, numai prin chin, acasă, dar altfel nu prea vine lumea așa numai că să-l vadă pe dânsul ori. Odată știu că a venit părintele Gheorghe, Blagocinul de la Bălț. Și el s-a uitat și a zis, părinte, cum de îndrăznești să mănânci la masă aici și nu propozești stăpâne că azi e miercuri? Dar el a zis, eu sunt la gazdă. Eu nu-ți propus de comisie. Ei știu că azi e miercuri. Adică noi știm, nu ar trebui să mâncăm. Nu ascunde farfuria, nu ascunde bucățica, cât știe Dumnezeu. Făcea păruși, fripți, pătlăjele, știe dacă era în grădină, se ducea, prășea, plijea. Ce mă ieși, ne vedea, Doamne, îl probozăm. Și ai luat sapa și te-ai dus în grădină cu caftanul îmbrăcat și o mai ridica ieșea pe buzunări, știi, caftanul lung, și m-a dat să prășești să eu. Ei, de unde mănânc, acolo mă hrănesc. El așa ce? Dumnezeu să-l iert când făcea la plită, tocmai și se înflau. Curgea pe plită și apă și lasă, e apă, nu-i nică. Tocmai și-o rămas. Tătărănos era, dar era blând, copilos la sufletul lui, așa. Și tot zic, dar ce să mă aproche eu să zic? Că acolo era Sfânta Evanghelie pus pe analogul și ala. Și eu odată n-am știut că e Sfânta Evanghelie. Și-am tras solul și m-am dus la scuturat. Și când m-am judecat și-am văzut pe analog, m-am fricoșat, părinte, așa mă temem și i-am spus lui. Zic, ia că eu și-am făcut, n-am știut, și-am ridicat analogul și nu m-am uitat că e Sfânta Evanghelie. Și m-am dus și-am scuturat solul și-am mutat și zic, tremur că uite ce-am făcut eu. Dar el ce lasă, de aceea este păcat, că să nu făcem altele mai minunat. Dar că dacă o mutam, nu umblam șoșetem, o propovăduiem. Eu am avut tare conflict cu tata, Dumnezeu să-l ierte. Dar tata vine la chetrosul și adică făcea scandal cu părintele, da. Să vie acasă. S-a dus la materscaie și-a luat farșele și-a chemat că să vie el că nu știu ce scoasă cu una acolo care cose, așa țin minte. Eu înțeles că el vrea să-i taie barba. Uh-huh. Dar eu, când am auzit, fanache, îi zic la femeie și îi crotoreață. Dar eu mă duc să-i spun să fugă de acasă, că el a venit și acasă, tata. Că e papă era. Și zice, eu știu ce vrea el să-i facă, dar spune-i să ducă la gheaghea așa la care el trăiește în ghinii. Că l-am atat gheaghea să avea la lucru și a venit și a mai face scandal. Ei, și eu zic că e că mă duc să-i spun. Și el sarmanul, pe vale, pe marginea băț, a fugit la gheaghea Șelip. Și de-am când acolo, el avea sprijin de la gheaghea Șelip. Eu, fără grijă, că dacă s-a dus de acasă, dar așa l-ai spune la unul de acolo, de la primărie, gheaghea Șelip. El s-a gătit cu un șip de benzină să dea foc la chelia lui, unii șede. Aneu a auzit. Și-a venit și l-a chemat. Măi, om bun, eu l-am primit la mine la gazdă, că e un băiet cu minte, dar nu să ne dăm foc unul la altul. Și eu pot să iau un șup de benzină să vin la Tolocănești să dăm foc la gospodărie mea tale. Așa grea eu cu dânsul. Ei, nu știu ce s-o mai înțeles ei, părintele s-a dus. Dascălul, dar a fugit de aici de acasă. El nu a mai venit. S-a dus la primărie și i-a zis la unul care lucra pe asta, finanță era acolo,
măi, dă-ne-l pe Iura tău, că el tot Iura era, adică părintele, numai ce Gheorghe în sat așa. Gheorghiță și zic, el era astiță, un copțelaș așa. Și eu zic, o, Doamne, nășdascăle, dacă el o zis ca să vezi dă-i foc la chelie, lasă dă-i. Dar mă ta duși-i spune la așa la primărie și o zis. Și eu s-o duși și eu spus. Ia ca și-o zis că a să vii să ne dai foc, dar și noi trebuie să ne dăm foc unul la altul. Nu trebuie să asta vorbă. Dar mă și eu pus în vedere, Dumnezeu să-l ierte, dacă zici că s-o dus, o murit, ea de-a fi, Lareta îl cheamă. Da, Lareta. Dacă mă ta, socoț așa că el a venit la ea de-a Sava și gospodăria a făcut-o el, să vii să-i dai foc, că și el vine la mă ta și-ți dă foc, adică aneu. Hai să ne dăm foc unul la altul, așa l-a eu spus, de la primărie. Dacă neceasne sluci se întâmplă la Gheaghea Sava, să știi că mă tai să răspunzi că i-ai dat foc. Liolea, ce, de ce nu cazi tu, măi, să scazi de treabă, dacă el e cu minte, el se împac cu lumea, și atât ai cazi că e cu barbă, că-i... La, dar și ea că e ce la eu. Hai, dă-ne-l pe băietul Natale și... Să-l dau pe eu, bărbosul ei să-i zice, Dumnezeu să mă ierte, poate nu mă scrie la păcat. Dar eu așa plângem, ziceam, un băiet cu minte, smerit, n-a duce dansuri, n-a duce muzică la casă. Eu îs bucuroasă că așa ceva are. Nu ne-l da, că nu e aneu. Aneu și ne-l o da Dumnezeu, bun, rău, e aneu. Trebuie să duc fapta, cum o face. Dar mă ta, dacă ți-o da Dumnezeu și nu ești mulțumit, n-am ce face. El a odăscălit cu preotul Mihail, fost preot la noi sat, undeva peste 40 de ani el a fost preot la noi la biserică. Biserica în sat la noi nu s-a închis niciodată. Matușca tare s-a pus contra lui părintele și tare s-a zbătut până într-atâta că l-a scos din odăscălie, l-a scos la noi din biserică. Și părintele era foarte scârghit, într-o stare foarte, cum să vă spun, tristă. Când l-a scos, părintele Rafael așa a zis, la lume, la Corești, foarte frumos a exprimat. Și eu am să mă duc unde să mă trimată Domnul. Dar voi să nu vă sfădiți, să nu vă urâți, să nu vă ocărâți, să nu vă judicați. Dacă așa-i, o dat slavă Dumnezeu mulțumit și o schimbam să mă duc unde să mă trimată Domnul. Eram la mănăstire, în fața la Biserica Mare, la Sobor, la Nicorin. Și Părinte Rafael îmi zice și mie, vezi tăci și la mănăstire, gardul, tăci construită și la mănăstire. Dar eu zic, văd, Părinte, asta tăci aici, asta tăci trebuie și la chetrosul. Nu trebuie și va ieși. Așa au făcut părintele, dar vă arăt mimica lui cum vrei. Asta te tot trebuie și la chetros. Nu a ieși. Dar matușca, las-o să răspundă. Și-o făcut e. Și eu mă gândeam, zic, Doamne, și matușca, deși ne zici părintele. Și eu m-am gândit, dar părintele îmi dă răspuns. Matușca Maria, al părintele Mihail. Și se uită așa sus și zici, amu, las răspundă. Să dai răspuns. Și ei și-au făcut e cu mine. Și-au făcut o pauză și-au zis. Și lasă dai răspuns. Lasă vadă și-au făcut e. E când s-a trecut din viață, a murit la Chișinău, la fata ei. Și pe urmă a adus-o, a mormântat-o aici, lângă părintele Mihail, la spate de biserică. Și părintele totuși a fost țara și-a făcut o litie mic în biserică. A ținut o țară în biserică. Și părintele Rafael a fost, nu știu, cu cine de la mănăstire, cu preoți, cu monahi, și-a făcut o litie mică, totuși, s-a rugat pentru asta. Mă înțelim cu Dumnezeu și Dumnezeu să-l ierte. Că a fost în locașul eu și când mă duc în Cărăiești, parcă-l văd cum se duce, cum fășie rugăciune, când eram la chetrosul. Arhimandritul Rafael este un nume de referință pentru ortodoxie din spațiul nostru protonistrean. Din ultimele trei decenii,
Am putea spune că în Nordul Republicii este cel mai cunoscut duhovnic, cel mai îndrăgit părinte de către oamenii de rând, care mereu a căutat un om de la suflet, de la suflet, care se spună durerile. Oriunde era vreo problemă sau vreo durere, era prezent și părintele Rafael. Îl descoperea acolo unde era nevoie de el și avea impresia că este o babă călătoare, în sensul bun al cuvântului, pentru că mereu era în mișcare. Și dânsul obișnuia să spună că așa ne învață și Sfinții Părinți, că biserica noastră, Ortodoxie, este una în mers. Este una, după cum spunea și Părintele Mina Dobzeu, este una care ar trebui să fie dinamică și să fie alături de toate durerile și necesitățile omului de rând, a omului credincios. Probabil că asta a făcut-o și Părintele Rafael, s-a rugat în mers, a mâncat în mers și de multe ori a dormit în mers, pentru că înțelegea că viața este această firească mișcare. Totodată, părintele avea un gând foarte bun ca lumea să devină mai rugătoare și spunea că zadarnic le faci pe toate dacă nu te rogi. Și atunci, în primul rând, în acest chip minunat al părintelui Rafael, vedea un rugător, un om care era omul rugăciunii, omul ascultării și totodată nu venea cu nimic ceva de la sine, zicând că eu sunt prea mic pentru ca să vorbesc ceva de la mine. Era foarte aprins la rugăciune, că noi făcem acasă, nu le citim, dar le cântam. Și așa de cântam de tare, adică mai ales el era un lua sus, dar când trece o lume pe drum, spune că și ori îi bat și în biserică, așa de avea râvnă. Și mă strădica așa pe degete și cântam acasă, tot îl cântam. Am fost când s-am călătorit și în Gruzia, cu dânsul. Am fost de vreo 5 ori chiar cu transportul meu până la Zagors, cu dânsul am călătorit. Era un, știți, un cu adevărat creștin care, știți, când se făcea rugăciune să simțăm. Chiar în casa mea de multe ori, apoi, știți, avea așa, știți, vă nu înțeles, cred că din pateric a luat el, păi pune niște pietre grele în spate și bătea câteva 30-50 de mătânci sau 100. Odată, țin minte, tot cu dânsul avem a patra fetiță și atât de plânge, de nu era puterii soției matușca să ții la plânsul. Și apoi el o ține și el jumătate de noapte, eu jumătate de noapte. Țin minte, odată ne-a luat la bătut mătăni. Apoi am bătut vreo 600 de mătăni cu dânsul fără să ne odihnim, dar el mereu le-a bătut și era atât ca când nici nu le bătea. Știu, dar ne amintesc cântațul al căta pe dânsul. Și când vine el, nu eram noi. Când ne ducem noi acolo, nu era el. Și că așa, vreo 3 ani și ceva, nu ne-a putut găsi. Nu am putut să mă întâlnesc cu tatăl. Nu a fost voie lui Dumnezeu să ne întâlnim cu tatăl, puteți să mă mai știți, mă mai mustre. Toată vremea nu ieși din ascultare, dacă cumva el nu-i dădem binecuvântare eu, ca să duc undeva apropie de mațucă, mațucă roagă-l pe părintele ca să mă binecuvinteze. Iubie pescărie, vezi că îți duce la el, la noi Iazul este la Zguriță, dacă trăiem aici pe malul Iazul și trăiesc, apoi el îmi binecuvintează-mă, părinte, să mă duc. Dar eu nu-i binecuvântam niciodată pentru că era mult de lucru. Și apă mațucă, hai, dă-i voie, faci, fă lucru și el așa, el râde, el făce și se ducea la pescuit. Unii mai prindea, unii nu mai prindea, dar însuși avea dragoste. Dar ce am observat, că toți erau bucuroși ca pe un copil sau ca pe un tată, alții îl primeau. Tot că el iubea biserica, el iubea rugăciunea. Și am observat-o la dâns. Avea o atracție aparte față de pescuit. Poate și pentru faptul că în liniștea de pe malul lacului se adâncea în rugăciune și se apropia de Dumnezeu. Simplitatea și stima față de cei din jur îl deosebea de ceilalți. Așa îl descrie sora Olimpiada, cea care l-a găzduit în anii când a fost dascăl în 3 sate. Dar tatăl său dorea cu orice preț să se întoarcă acasă pentru a avea un sprijin la bătrânețe. În schimb, viitorul stareț nu dorea nici măcar să audă de acest lucru și din acest motiv se ascundea atunci când era căutat de tatăl său. Râvna și dragostea față de aproapele lui n-au fost trecute cu vederea de vrăjmașul neamului omenesc și părintele a fost isconit din satul Chetrosu. Dar nu se pierde vasul ales de Dumnezeu, iar încercarea și suferința l-au făcut și mai puternic. Astfel, pronia lui Dumnezeu l-a îndreptat în alte sate, ca mai apoi să ajungă la Nicoreni. Aici va ridica o mănăstire care devine în timp o veritabilă cetate a Duhului pentru întreaga Republica.
După absolvirea seminarului, vrea și încearcă să rămână ascultător în mănăstirea din Zagorsk, însă este oprit de părinți. Întors în Moldova în anul 1983, nu se oprește la casa părintească, ci merge să slujească în calitate de dascăl la biserica din satul Chetrosu. Aici este primit la gazdă de către Toader și grechina Bubulici, care, după un an și jumătate, își găsesc moartea într-un tragic accident rutier. Tânărul dascăl este nevoit să-și caute altă gazdă, iar membrii acelei familii păstrează și astăzi amintiri frumoase din acele timpuri. Modestia, simplitatea, dar și râna la rugăciune și felul de a urma faptelor sfinților părinți au fost descoperite chiar în timpul dăscăliei, impresionând întreaga comunitate creștină. Într-o bună seară, apărând în mitropolie, înalt preasfințitul Serapion a binecuvântat să mergem împreună cu alți preoți la biserica din Chișinău, la cimitirul armenesc, și acolo s-a săvârșit cinul de primire a tainii aceștia frumoase a călugăriei. Părintele Rafael, atunci fiind un tânăr teolog, după absolvirea seminarului, după munca depusă pe tărâmul bisericii în Moldova, a adus un raport către mitropolitul cu rugămintea ca să fie călugărit. Mitropolitul Serapion a binecuvântat și personal a săvârșit acest cin. A spus un cuvânt deosebit de zidire sufletească lui Părintele Rafael pentru viața călugărească. Cuvântul acesta a pătruns în inima părintelui Rafael atunci când el asculta, de câte ori răsufla, atâtea lacrimi le vărsa. Lacrimile acestea erau probabil că de bucurie. Lacrimile acestea erau probabil de grija care îl frământa înăuntru lui pentru a sluji lui Dumnezeu, pentru a sluji Bisericii lui Hristos. După ce a rămas singur în biserică acolo să-și facă pravila cuvenită la un călugăr, noi am venit la mitropolie, mitropolitul Serapion, cu preoții care am luat parte la acest cin de tundere în monahism. Era cu noi un bătrân, un preot deosebit, părintele Gheorghe Moroșanu. Și stând noi la masă, la un ceai, el îi spunea mitropolitului niște cuvinte. N-al presimția voastră, tânărul acesta are de gând să se lupte pentru pacea și liniștea în biserică, dar mai tare vrea să se lupte cu puterea vrăjmașului. Tare sunt îngrijorat. E prea tânăr să facă această lucrare și mă gândesc că ar trebui să-i dați o atenție deosebită lui Rafael ca să nu se grăbească, să nu se întâmple ceva neplăcut în viața lui. Mitropolitul Serapion l-a ascultat cu mare atenție și mi-aduc aminte că i-a spus un cuvânt deosebit. Părinte, cu lucrul acesta se ocupă călugării. Și tânărul Rafael a primit călugăria și și-a luat un gând bun, împreună cu toată lucrarea bisericească, să lupte contra vrăjmașului neamului omenesc. Că acest neam al vrăjmașului poate fi scos din inima, din sufletul, din cugetul omului, numai prin credință, post și rugăciune. Așa că mi-a răspuns mitropolitul Serapion lui părintele Gheorghe Moroșanu. Că dacă el nu va lupta cu dușmanul care a primit și a dat jurământul călugăriei, cine va putea să scoată vrăjmașul, diavolul din sufletul omenesc? Eu am zis așa. Dacă
cama ta. Te călugărești, spui acolo, te preuțești, eu așa ziceam. Am să vin și eu, ia ca am fată în Chișinău și am să vin pe data de cutare când ați și gazda. Așa am spus, că eu sunt gazda de la Chetrosul, care el. Dar ei au spus nu, amu trebuie să stăi în Chișinău, unde se călugărește. E ce ai, mata, m-a întrebat. Eu am fata și ei mai mare, e aici la Roșcanovca. Și ei au luat tot înscris și i-au spus, dar să te duci la sora Marfa, să șezi la gazdă. Marfa o chema pe fata mea. Și așa au făcut ascultarea. S-au dus și au șezut o lună de zile la dânșă. În dialog cu părintele Rafael am aflat lucruri din viața sa, din slujirea sa. Părintele mi-a povestit. Cunosc că părintele a fost tuns în monahism de către regretatul mitropolit Serapion Fadeev. Părintele a studiat la seminarul teologic din Zagorsk, pe atunci astăzi Serghe Posad, iar în alt preasfințitul mitropolit Serapion, văzându-i evlavia sa, dorința ardentă de a sluji celor sfinte și mântuitoare, i-a recomandat să primească monahismul. De la începutul slujirii sale, părintele s-a manifestat ca și un străduitor, mărturisitor al credinței și, în speță, un înflăcărat slujitor al monahismului, care atunci își reîncepea apariția sa aici în Moldova, întrucât în perioada totalitară, în perioada de restriște, mănăstirile noastre au fost închise, rămăsese doar o singură mănăstire a Înălțării Domnului din Japca și eram în zorii slujirii monahismului în țara noastră, iar părintele a avut un rol important în acest sens. În vremea aceea eu am fost martor la multe taine și de diaconie și de preoție și el mi-a spus mie, că nu mai țin eu minte toate, el îmi ținea în așelă, că am luat parte la taina preoției, la părintele Rafael. Ce să vă spun, întotdeauna a avut o susținere deosebită. Mitropolitul Serapion iubea călugări. Iubea și dorea să aibă cât mai mulți călugări în biserică. Știau că acesta este persoana care a îmbrăcat chipul îngeresc, îndrăzneala către Bunul Dumnezeu. Și avea mai multă încredere în călugări, pentru că spunea că el poartă chipul îngerului. Este un chip îngeresc aici pe pământ. Și de atâta binecuvântarea și harul lui Dumnezeu care s-a revărsat asupra lui părintele Rafael prin mitropolitul Serapion a fost ceva deosebit. A fost cel care l-a încurajat, cel care i-a dat un izvor plin de teologie în mintea și în cugetul lui și el, cu adevărat, a fost un devotat, un harnic slujitor și împlinitor a celor porunci pe care părintele, care l-a hirotonit și în diacon și în preot, care a făcut taina cinul călugăresc, a fost o bogăție și un dar desăvârșit, revărsat și el a fost vasul cel ales pe care Dumnezeu l-a folosit în viața asta pentru biserică și pentru poporul cel care era năcăjit, dosădit, căta mila și adevărul lui Dumnezeu. Și prin părintele găseau această milă.